Bună ziua, domnul avocat. Bună ziua, domnilor. Ce faceți? Bună ziua, bună ziua. Cam vă așteptam, domnul avocat. Domnule, mă știți că sunt un om foarte ocupat și... Dar pentru dumneavoastră îmi fac tot timpul liber, domnule. Îmi dau pe Pepsi dacă ar trebui să fiți puțin mai serios, domnule avocat. Ce să-i faci, domnule? Multă treabă. Să vă luați mai în serios acest job. Sunteți avocat personal. Sunt, domnule, da. Bun. Trăiesc și eu pe cea. Domnul avocat, să știi că am multe probleme în orașul ăsta. Foarte multe. Suntem în război cu Los Aztecas. Poliția e pe urmele noastre. Diavolul tasmanian ne chinuie. Are pe băiatul meu și fata mea. Și în scurt timp trebuie să mă întâlnesc cu cineva de la KGB. O să trebuiască să veniți cu noi, domnul avocat. Da, sigur, domnule, de asta sunt aici. Pentru că nu sunteți doar un simplu avocat, nu de-aia v-am angajat. Sunt și consultant. Bun, aici. Domnule Baboi. Dăm ce ai venit să-mi dai și povestește-mi puțin. Pană de curent? Băieți, dați un refresh, mă, băieți. Dacă sunteți pe telefoane, băieți, bun, dați perfect. Refresh, că așa se întâmplă, nu știu. Mie am văzut că pică live-ul de pe telefon după câteva minute, nu știu de ce. A venit luțul meu. Cât trebuie să vă dau? Știi că am... inimă bună. Da. Tică am inimă bună. Da, ți-am zis, o plătești. Haideți, băie, să plecăm. Acum înțeleg de ce scrie Irina. Un avocat? Da, da, bineînțeles. Da, domnule. E probat, da? Domnul avocat, tocmai ce am luat niște... o treabă, să zic așa, care o putem folosi pe unii oameni să le dăm să mănânce și să uite tot de ei. Somnul și eu pe mai târziu. Te pup, Pepsi, papa. Mersi. Și avem și niște pastile care îi ajută să-și reamintească tot. Sunt foarte folositoare. Am înțeles, da. În momentul ăsta va trebui să plec să mă întâlnesc cu diavolul tasmanian, domnule Păricol. Ok, domnule, nu e nicio problemă. Cred că va trebui să veniți cu mine. Am înțeles. Mi-a spus să vin sigur, dar eu cred că nu se va supăra așa tare. Putem să vorbim cu el, domnule. Veniți cu mașina mea? Înțelege. Sigur, sigur. Haideți. O luăm prin spate dacă e poliția la portă. Domnule Pericol. Da, domnule. N-aveți benzină? V-am spus despre cine e vorba, nu? De diavolul tasmanian. Da. Se află în casă la mine, domnule Pericol. Cum reușește, cum face? Asta nu-i sănătos. Orice ar face, orice ar zice, repet, să nu vă dați la el. Să nu îl înjurați, să nu îl supărați. Okay. Oare pe fiica și băiatul meu? Haideți. Cine este domnul acesta din stânga? M-am uitat pe diavolul tasmanian, ești nebun la cap.
Asta e diavolul Tasmania, nici nebun la cap. Voiam să-l văd pe ăla care vorbește așa. Știu că trebuia să vin singur. Salut, ticule! Dar acest om este foarte important. M-a plătit mulți bani, el mă întreține. Și vrea să fie întotdeauna... Mama, mai venit unul, coaie! Nu am cum să refuz, pentru că nu vei mai avea putere în acest oraș fără el. De ce m-ai chemat? De la tine? Nu ultra, nu fac promovări. Și promovările se discută pe privat, nu aici să vadă toată lumea, înțelegi? Când se întâlne, cum voi fi acolo? Ce zice ăsta, frate, acolo? Vezi ce zice agentul KGB? Vezi ce zice agentul KGB? Este un impostor. Este un impostor. Oamenii mei mi-au spus, da. Oamenii mei mi-au spus? Că ar fi o capcană. Că ar fi o capcană. Eu încerc să vă traduc. Ai grijă la șobolanii mici. La șoareci, adică. Păi și ce spui? Să mă întâlnesc cu el? Sau nu? Tu îl cunoști mai bine. Este un impostor care doar vrea să-ți facă rău. A zice să-i faci o vizită și să-i faci cunoștință cu iadul. Perfect. Unde a luat aparatul de voce aparatul? Nu uita. Nu te apropie prea mult de fica ta. Am înțeles. Atunci o să vezi adevăratul meu nume. Adevăratul nume al fiului tău. O să fie scris acolo. Adevăratul nume al tău? Al fiului meu. Da. Uitați-vă cu aici ce față are, ești nebun la cap. Are ochii roșii. Atunci am treabă de făcut. Trebuie să plec. Zi numele meu, am înțeles. Pe curând. Fernando Ionuț Tiron. Dacă mai scrie asta odată, îți dau bloc. Haideți, domnule. Unde a dat? Apropo. Îți mulțumesc pentru acest om. Drid. Drid, tu ești? Drid. Ce-a făcut? Persoana pe care ai sacrificat-o. Mamă, ce râs diabolic, care ești nebun la regret enorm. Îmi pare rău. Dar măcar știu că încă pot să te mai aud. Nu, de ce ai semnat contact cu diavolul pericol? Sper că la un moment dat să te pot aduce înapoi. Nu mai vorbi prostii. El singur s-a oferit. E respect pentru mine. Drid, ne mai vedem. E un diavol, nu-i asculta limba șerpuită. Mamă, frate, cum vorbește ăla, ești nebun. Eu sunt diavolul acum. Domnul avocat, cred că... e că am speriat. Dar, nu dar am vrut să vezi cu ce mă lupt în ziua de azi. Ți-am mai spus odată. Nu mai este vremea de atunci când jefuiam bănci, răpeam oameni. Acum ne luptăm cu altceva. Încă nu-mi vine să cred, domnule. Mergem prin spate, că sunt blocate străzile. Bine, Popeliu. Băieți, nu uitați să apăsați butonul de like, băieți. Butonul de like. Poliția este în față, nu putem să o luăm prin față.
Discătă, salut, mersi frumos de donație, ticule. Bun, avocat, acum trebuie să ne întâlnim cu un soldat KGB. Are ceva informații haideți pentru noi? Haideți să le spunem și la băieți. Haideți să le spunem și la băieți despre ce vorbim. Băieți, mergem să ne întâlnim cu un om frumos, din KGB. Diavolul Tasmanian mi-a spus că nu este un om de încredere. Vrea să mă tragă în plasă. Trebuie să mergem ce să și să-l trimitem în iad. Ferico, ce comenzi ai pentru chat? Păi scrie comenzi cu semne exclamări. S-a înțeles, da? Aveți grijă, pot fi mai mulți soldați. Haideți. Salut, Antonio, salut. Domnule avocat, hello. Cred că pentru o vreme o să aruncați pixul ăla cu care scrieți și să puneți una ca mână. Am o armă la mine, domnule. Vreau să... Perfect. Vreau să văd locația celui de la KGB. N-am folosit atât de mult un pistol sau o armă, dar dacă este nevoie, sper să mă descurc. Dreapta? Cred că aici e. Cine știe această locație? În dreapta, sus, spre nord. Eu am pus acolo, cred că acolo, nu știu. Da? Bun, perfect. Plecăm. Cred. Aici e, mă, băieți? Gordo, multele făcut, Gordo. Avocat, s-a făcut noapte. Cred că va trebui să terminăm repede pentru că trebuie să-mi văd fica. Fica mea o are diavolul Tasmanian și pe băiatul meu. Fica sa aia de apare la 12 noapte, ceva cred. Ce el îmi spune. Te las să poate mai mult mă apropii de copiii mei. Da. Și va trebui în noaptea asta cât mai repede să ajung la locație pe un munte. Mi-a spus că acolo va fi și voi afla și numele băiatului meu. E pentru prima dată când văd și eu știu că îl cheamă Alejandro. Fantoma aia din joc. Dar nu știu ce un rezerv acum, ce vrea să spună. Numele adevărat. O să mi apară scris, mi-a spus, în locația respectivă.